Conceptul de gară modernă a luat naștere în Anglia în timpul începutului secolului al XIX-lea. De vreme ce gările inițiale nu mai există, în marea lor majoritate, cel puțin cele din această listă, își trasează rădăcinile înapoi în acea eră, într-un fel sau altul. Gara Liverpool Road se distinge prin faptul că este cea mai veche din lume. Deși nu mai este folosită din anul 1975, clădirea bine conservată face parte din Muzeul Științei și Industriei din Manchester, construită inițial ca parte a căii ferate Liverpool și Manchester, prima cale ferată interurbană din lume, cu locomotive alimentate pe abur. În ciuda faptului că a fost deschisă în aceeași zi din 1830 și este încă operațională, gara Broad Green Railway ocupă locul 2 datorită modificărilor extinse în anii 70. Niciuna dintre clădirile actuale ale stației nu sunt originale, iar platformele au fost înlocuite la rândul lor. Amplasată de-a lungul liniei Valea Tyne, care leagă Newcastle upon Tyne de Carlisle, gara Hexham Railway este în funcțiune din 1835, ceea ce o face una dintre cele mai vechi stații de tren continuu utilizate din lume. Cu toate că a suferit restrângeri din cauza închiderii unor rute, reamenajarea în curs în zonă își propune să îmbunătățească în ansamblu aspectul și funcționalitatea. Înființată în primele luni ale lui 1836, ca parte a căii ferate Londra-Greenwich, gara Deptford Railway are o importanță istorică aleasă, fiind cea mai veche stație de tren în funcțiune din Londra. Închiderea în perioada 1915-1926 a dus la demolarea structurii inițiale, ulterior înlocuită în 2011. În funcțiune din 1836, gara Liverpool Lime Street se distinge prin faptul că este una dintre cele mai vechi stații de tren încă funcționale din lume. Inițial situată pe Crown Street, a suferit multiple renovări de-a lungul istoriei sale. Datând de la sfârșitul anului 1836, gara London Bridge este cea mai veche stație de tren în funcțiune din centrul capitalei Angliei. Situată în sud-estul podului London Bridge, aici au avut loc de-a lungul timpului extinderi și modernizări ample, inclusiv o reamenajare semnificativă a acestei gări în perioada 2009-2017, cu un cost de aproximativ 1,25 miliarde de dolari, după cum poți vedea în imaginea de mai jos. Înființată în 1837, gara Eastern Railway a trecut printr-o renovare masivă în anii 60. Funcționând ca terminal sudic al liniei principale de pe coasta de vest, aceasta asigură legături către orașe importante precum Liverpool Lime Street, Edinburgh, Waverley, Manchester Piccadilly și Glasgow Central. Începând din vara anului 1837, gara Harrow and Wealdstone, situată în zona metropolitană a Londrei, a avut parte de segmente reconstruite în timpul electrificării liniei principale de pe coasta de vest în anii 60. Aceasta este practic singura gară non-engleză din listă. Gara Vitebsky Railway, fosta stație Sankt Petersburg, a fost prima stație de tren construită în Imperiul Rus. Inaugurată la 30 octombrie 1837, a devenit o capodoperă arhitecturii Art Nouveau de la începutul secolului al XX-lea. Cunoscut anterior sub numele de Bori Bandar, gara Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus este prima gară din India construită de Great Indian Peninsular Railway în 1853. După reconstrucția din 1887, a fost redenumită Victoria Terminus, iar în 1996 și 2017 a primit numele de Chhatrapati Shivaji Terminus. Gara Oravița, numită uneori și Gara Oravița Română, reprezintă un monument istoric de o importanță deosebită situat în orașul Oravița. Această gară ocupă un loc special în istoria feroviară a României, fiind prima gară construită în țară. Construcția impresionantă a gării Oravița a fost finalizată în 1847 și a marcat începutul unei noi ere în transportul feroviar din România.